Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 24 ianuarie 2022. Dumnezeu îți dă tot ce ai nevoie. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Romani 8, versetul 32. George Mueller este considerat unul dintre titanii spirituale ai bisericii. Fă-ți timp și citește povestea vieții sale. Confruntat de nenumărate ori cu nevoi copleșitoare, el se întorcea la Dumnezeu în rugăciune, invocând promisiunile sale și experimentând minuni uimitoare. Dar credința puternică nu apare peste noapte. Ea vine după o viață de umblare cu Dumnezeu. Mueller a spus, credința mea e aceeași credință care se găsește în fiecare credincios. A crescut puțin câte puțin în ultimii 26 de ani. De multe ori, când aș fi putut să-mi pierd mințile din cauza îngrijorării, am avut pace, deoarece sufletul meu credea adevărul promisiunilor lui Dumnezeu. Cuvântul său, împreună cu întregul caracter al lui Dumnezeu, așa cum s-a și revelat pe sine însuși, oferă răspuns la orice întrebare. Dragostea sa neschimbătoare și nemărginita sa înțelepciune m-au liniștit. Știam că Dumnezeu poate și dorește să mă scape. Am încheiat citatul. Biblia ne spune, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Romani 8, versetul 32. Cum pot dobândi o astfel de credință? Poate că te întrebi. Iată răspunsul, Romani 10, versetul 17. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Am încheiat citatul. Așa cum o dietă sănătoasă te întărește fizic, la fel, cititul, meditația, studiul, proclamarea cuvântului lui Dumnezeu și încrederea în el te întăresc spiritual. Secretul unei vieți creștine de succes nu este deloc un secret, ci acest imperativ simplu și accesibil. Aprofundează cuvântul lui Dumnezeu și lasă cuvântul lui Dumnezeu să te transforme. Nu poți evita situațiile din viață care produc anxietate, dar când credința ta este puternică, le poți învinge.